Salut! Am avut în județul Bacău, în stațiunea Slănic, Moldova, pe traseul 300 de scări. Și port o haină portocalie. Am ieșit, vreau să ajung până sus. Am zis că pe traseul ăsta ar fi undeva un platou, undeva sus acolo, la capăt. Și de fiecare dată când ies la munte, sunt fascinat de puterea naturii, efectiv, forța brută a naturii, care se vede practic în tot, în orice. Iar mie, pe mine la munte, mă fascinează rădăcinile copacilor și grosimea copacilor, cum e ăsta. Deci, cât de groși pot fi și cât de înalți. Eu nu sunt silvicultor, n-am studii în silvicultură, dar din câte mai țin minte din gimnaziu, în zonele de pădure și mai ales la munte, copacii au tendința să crească foarte înalți pentru a ajunge cu coronamentul la lumină. Și mai e o chestie care mie îmi trece prin minte, știi, că merg la munte, zic, bă, poate mă întâlni cu vreun animal sălbatic. Poate. Dar peisajul e superb aici. Totdeauna sunt fascinat de natură, am o dragoste inexplicabilă față de natură. Și o să vă las, o să filmez în continuare urcarea la coborâre, nu cred că va mai fi cazul, decât dacă observ câte ceva inedit, așa că vă invit să vă bucurați alături de mine. Și dacă sunteți din zonă sau din apropiere de, gheață pe treptele astea, din zonă sau din apropiere de Slănic, Moldova, părerea mea e că nu strică să dați o fugă pe aici. Până sus, hai să ne bucurăm de traseu. Încălzirea duce la transpirație. Transpirația este metoda de răcire a corpului la oameni. Bun, bine, și la majoritatea, la multe animale. O idee foarte bună este să dai jos de pe tine, dar să nu te oprești. Mergând, făcând mișcare, vei produce căldură pe care trebuie să o emani. Iar să o dai afară. Eu mi-am dat geaca jos, inițial mi-am dat șapca jos, m-am deschis la bluză și acum mi-am dat și geaca jos și am pus-o la rucsac în spate. Sper să nu mă incomodeze foarte tare. După cum s-o vede, am și broscuiul la mine, că sunt pe munte și îmi place să fiu pregătit. Am muniția de rezervă și o să-i dau drumul mai încui un pic. Dăm drum la distracție pentru că nu vreau să am surprize. Până sus mai avem cam, nu 300, dar aproximativ 300 de trepte și abia aștept să ajungem. Bun, ăsta a fost micul sfat de urcat, nu știu cum să-i spun, de urcat așa într-o oarecare comoditate. Hai să vedem cine mai așteaptă pe traseu. Băi, am mai urcat ceva și cu tristețe constat încă o dată că în afară de viețuitoarele pădurii sunt și animale cu două picioare care mai parcurg diverse, mai efectuează diverse activități. Uite, ăla acolo e un pet.
Încă unul, încă unul mai încolo. Deci la distanță vreo 2-3 metri unul de celălalt. Și acum, pe bune, la ce frumusețe avem în țara asta. Cei care obișnuiți să le pădați gunoaiele, pe bune, chiar nu puteți să cărați după voi un pet gol, adică îl iei cu 2 litri de lichid după tine, dar la întoarcere e mult mai greu, nu? După ce l-ai golit. Strânge-l, eu înțeleg că este voluminos, presează-l, turtește-l, bagă-l în rucsac, nu știu, ia niște elastice la tine ca să-l prind, să nu se desfacă. Îl calci, îl pui jos, îl calci cu piciorul și la ei pus dopul și să face vacuum acolo, vid. N-are cum să se umflă la loc, să redevină voluminos. Și gata, ai făcut o faptă bună pentru natură. Am să nu cață de cap de pietre astea. Este de-a dreptul rușinos din punctul meu de vedere și trist. O dectoare. Merg undeva pe munte. Deci uite ce peisaj ai, că poate din coșe. Uite ce peisaj. Chiar e păcat. Cred că putem să ne abținem de la a ne bate joc din natură, că se întâmplă, se poate întâmpla și lucrul ăsta. Hai să zicem, sunt eu bou și arunc petul, hârtia, nu știu ce, unde o să spuneți, aia doamne, coace de banană, că e biodegradabil. Da, ok, este. Dar noi ca oameni, că ne vrem, ne place să ne considerăm că suntem civilizați. Așa demonstrăm că suntem noi civilizați, nu? Azi arunc eu, mâine arunc și tu, păi mâine mai arunc 100 și tot așa, după care vin, eu știu, peste nu știu cât timp, în același loc și zic, mamă, eu ce nenorociți, uite câte gunoaie s-au strâns în natură. E păcat. Îmi place să cred că putem da dovadă de civilizație și să ne abținem de la arunca gunoaie, mai ales când mergem cu mașina. Băi, deci mergi cu mașina. Mașina este un loc foarte voluminos. Mă îndoiesc că ai portbagajul burdușit. Mă îndoiesc că în habitacul, pe sub scaunul pasagerului sau undeva între bancheta și scaunele din față, nu mai găsești atâta loc ca să arunci niște peturi sau niște gunoaie, resturi. În fine, unii sunt oameni, alții sunt animale. Multă lume, puțin oameni. Ok, am ajuns până în... Îmi place mie să cred, să sper, capătul, dar... Iubita mea zice că nu e capătul, mai avem? Mai avem, măi? Nu ăsta e capătul. Nu e. Nu e. Ok. Am ajuns undeva acolo, în spatele meu. E o mică platformă, un vârf de deal. Iar acum coborăm. E mult mai ușor la coborâre. Vedeți, mi-am pus și șapca pe cap, că efortul este mult mai mic. Și ce observ? Niște prăduți. Superb. Așa îmi place să-i văd, în natură. Nu tăiați. Nu, mamă, aici sunt și mai mulți. Wow. Aici sunt și mai mulți pe creasta asta. Planta asta. O grămadă de jir. Jirul este fructul fagului, nu? Sper că nu spun prostii. Hai să vă arăt, poate ce, poate nu știți. Cei de acasă, cum arată jirul. Uite așa arată. Asta e fructul de jir. Sunt fructul ăsta, arată precum niște, nu știu, nu goji, licii. Sunt fructele alea exotice, licii sau niște castane, da? E fructul fagului. Dacă ați auzit, sau probabil
Țineți minte, vă aduceți aminte de la școală? Că mistreții mănâncă ghindă și jir în pădure. E, ghinda știm cu toții cum arată. Jirul nu știe multă lume cum arată, nici eu nu știam până de curând. Dar am aflat. Și, în caz că nu știți cum arată fagul, îl recunoașteți pe scoarță. Majoritatea copacilor se recunosc pe scoarță. Am ajuns, după cum vedeți, e zăpadă pe în jurul meu. Și aici se păstrează, pentru că este, temperatura este mult mai scăzută decât la poale. De regulă, în zonele montane, apare fenomenul denumit inversiune termică. Ce înseamnă chestia asta? Aerul cald este ușor urcă, aerul rece este greu coboară. În județul Brașov, în localitatea Bod, în secolul 20, nu mai țin minte anul, 1950 și 40, în fine, s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură de la noi din țară. Nu știu dacă a fost depășită. -38 de grade, -36, nu mai țin minte, știu că a fost foarte. Cât era, scumpa mea? Nu știi. Cei care ați făcut geografie, să-mi fie rușine, deși am luat 10 la capacitate în clasa 8-a. Am uitat. Doamna profesoară, dacă mă vedeți, să știți că ce am greșit, îmi asum. Parcă era -38 de grade. Și cea mai înaltă, +44.5 la stația Ion Sion din județul Brăila. Ok, și vă spuneam de fenomenul de inversiune termică. Cum s-a produs această temperatură în depresiunea Brașovului atunci? Practic, aerul rece de pe vârful muntelui a alunecat, în ghilimele, da, și a înlocuit aerul cald din depresiune și asta a scos temperatura foarte mult. Aerul rece, o să vă gândiți, domnule, n-are logică. Păi dacă aerul rece coboară, de ce mai e zăpadă sus? Pentru că, în măsură ce creștem în altitudine, da, scade temperatura. De ce? Este mult mai cald la nivelul solului decât în altitudine. Dacă ne uităm, căutăm pe internet, o să vedem că la munții care au altitudine de peste 2500-3000 de metri, vedem zăpadă pe vârfurile lor, da? Inclusiv la noi în Carpații Meridionali, în grupa Făgăraș în special, care au, dacă mi-aduc bine aminte, peste 11 vârfuri cu altitudine de peste 2500 de metri. Și 2544, Moldoveanu, 2535, Negoiu era 2535, Negoiu, nu? În Făgăraș. Hai că mai știu. Ok. Și inclusiv la noi în țară, în unele veri care sunt mai răcoroase, putem întâlni zăpadă la nivelul, în climatul alpin, așa se numește, mi se pare peste 2000 de metri, este climat alpin. Și întâlnim zăpadă. Și de aceea, pe măsură ce urcăm pe munte, chiar și acum, suntem în decembrie, da? Șansele sunt mult mai mari să întâlnim zăpadă la un etaj climatic. Cum? Peste tot e de la 2000. Da, peste tot, da. Aici nu suntem într-un etaj de climat alpin, ci montan. Climatul montan se caracterizează prin prezența pădurilor de foioase și mixte, foioase și conifere. Și pe măsură ce coborăm pe traseul ăsta, știți ce observ? O combinație foarte interesantă de coniferele astea, foioasele astea înalte. Fagii ăștia. Și, de asemenea, o combinație, vă spuneam, de foioase de astea mici, da? Ce vedeți? Puiul ăsta de fag. Brăduți, coniferele alea, da? Și, iarăși, puieți de... Cred că tot de fag. E, practic, se întâmplă. Aici este o... În sus este o zonă liberă. Să spunem, un fel de poiană. O semi-poieniță. Și puietul de copac. Puieții de foioase. Încep să
urce, să crească, pentru a ajunge cât mai repede sus la lumină. Și dacă ați văzut și pe la țară, pe la curte și în pomicultura pomilor fructiferi, dacă o să citiți vreo carte de genul ăsta, o să vedeți că pomii au nevoie de lumină, iar unii dintre ei, pomii fructiferi au nevoie de și mai multă lumină pentru a putea crește și a se dezvolta. Dacă e musai să faci foc în pădure și din cauza vremii lemnele, frunzele de pe jos sunt ude, nu uita că rășina coniferelor este ideală pentru a prinzi focul. Se aprinde extraordinar de repede și de ușor. Bine, acum dacă n-ai cu ce să aprinzi focul, nu știi, ești de o piață și te descurci. Glumesc. Nu vă recomand să vă luați brichete și mă refer la brichetele alea de aprins țigara pe ele. Cumpărați mai degrabă un amnar și persoana pe care, de la care vă recomand să cumpărați este Mihai Șaptecai. O să adaug în descrierea clipului link-ului de Facebook-ului. Eu am cumpărat, am prezentat mai de mult un amnar foarte mare și gros. Sau eventual să achiziționați un survival box de la survivalbox.ro. De asemenea, găsiți link în descriere. V-am și prezentat kitul, cutia, survival box-ul de pe care l-am primit acum în urmă ceva timp. Vede ceva? N-am mai văzut de vedeți de mult. Ok. Uite cum arată rășina răstuia. Nu știu cât de mult foc reușesc să focalizez. Deci puteți scurma un pic în interior și luați câteva bucățele ca să nu mi se ia pe deget. Este extraordinar pentru a prins focul. Nu știu, o depozitați într-o cutie de chibrituri sau cutie de pastile, ceva, este extraordinară. Chiar dacă se udă, nu are absolut nicio importanță, este un combustibil extraordinar și te ajută în situații extreme. În spatele meu este un mesteacăn. La noi în România, Carpații sunt plini de astfel de copaci. Dacă întâlniți, să știți că în primăvară undeva pe la, uite și încă unul în fața mea acolo. Bun, îi recunoaștem după coaja asta, scoarța albă. În primăvară undeva, sfârșit de martie sau început de aprilie, în funcție de zona în care îi găsiți. Da, la munte e mai frig, deci undeva început de aprilie, poate chiar jumătate. Sătenii obișnuiesc să obțină sevă, să bea seva din ei. Practic dai o gaură în trunchi, de preferat undeva jos. Ideal este să găsești un copac matur, să nu te duci la puiet, pentru că îl afectează. Și efectiv bagă un furtun, un tub în orificiul respectiv și lasă peste noapte și umple, nu știu, pune recipiente, 2 litri, peturi, 2 litri, 5 litri, cât vrea fiecare să adune, după care înăuntru bag un cep, dacă nu mai... Cep îi spune mamă? Cep, un dop din lemn, ca să nu piardă copacul, să nu piardă sevă, da? Astup acolo. Apa este foarte bună, seva este, îi spune apă vie, este plină de vitamine și minerale, are efecte curative, are efecte, dacă mi-aduc bine aminte ce am citit, anticancerigene, oricum tot ce este lăsat de Dumnezeu este benefic omului. Și de asemenea frunzele, undeva după ce ies, la mine în zona de câmpie, cam luna mai, iunie cel târziu, se culeg și se pun la uscat, după care se face ceai din ele. De asemenea, au efecte foarte benefice sănătății. Reținem mesteacănul, copacul miraculos din punct de vedere medicinal. Sunt sigur că mulți dintre voi care locuiți pe la munte cunoașteți de proprietățile sevei de mesteacăn. Unii dintre voi ați văzut, e foarte dulce. Am încercat și eu, avem câțiva mesteci în oraș și anul trecut, undeva până la început de aprilie sau anul ăsta, nu mai țin minte, că nu, anul,
anul trecut. Am găurit vreo câțiva mesteceni. N-am știut că o să curgă foarte puțină sevă și trebuie lăsat peste, peste noapte, dar în oraș, în localitate, n-ai încredere că vin oameni și îți aruncă, nu știu ce e acolo, îți fură, îți iau petul și rămâi fără apa vie. Dar dacă aveți și voi mesteceni și nu știați chestia asta până acum, da, la început de primăvară, prin luna martie, repet, se dau găuri în cunii și se obține seva. Este foarte bună pentru sănătate. Încercați anul care vine. Eu și am coborât de pe munte și acum am ajuns undeva într-o poiană. Nu am coborât de tot de pe munte, mai avem de fapt, dar vai, deci eu am învățat la câmpie, cu totul plat. Deci, atât de plat, precum o femeie fără sâni, să vină acum la munte să urc, să cobor, e foarte, foarte, extrem de solicitant pentru mine. Și efectiv, la coborâre, acum, simt că îmi tremură picioarele, îmi tremură picioarele efectiv atunci când când flexez. Wow. Dar cel puțin mă bucur un pic de drum drept. Aia e șoseaua? Se pare că da, am ajuns. Asta e poienița în care am ajuns. La evita mea să vă zice că de acolo, de unde este ea, se vede mult mai bine. Mi-a promis că văd urme de mistreț. Din păcate, momentan sunt doar urme de cârtiță. Nu știu, aia de cârtiță. Hai să vedem, găsim ceva. Unde sunt râmăturile de mistreț pe care mi le-ai promis? Nu sunt. Deci, este înșelăciune, întrucât mi-a prezentat ca adevărat un lucru fals. Wow. Încă este chiciură pe copaci. E super. Și aici avem excremente de cal. Înclin să cred. Da. Unul din modurile în care ne dăm seama de fauna locală este analizând excrementele. Nu analizând ca în laborator, ci analizându-le vizual. Bine. Dacă sunt proaspete sau nu, ne dăm seama după temperatură. În sezonul rece, seara fiind frig afară, evident se vor răci rapid. Dar dacă sunt proaspete și să spunem că animalul față de noi se află deja la 500 de metri, un kilometru, în sezonul rece, mai mult ca sigur, acele excremente vor scoate aburi. Da? Speță iarna. Și în felul ăsta ne dăm seama că un animal a trecut pe acolo extrem de acum foarte puțin timp. Sau o metodă mai puțin obișnuită, bagi de știu să vezi. În sezonul cald, într-adevăr, vara sau primăvara, în funcție de regiunea geografică. Dacă nu, ești o persoană scârboasă și nu vrei să te murdărești pe deget, pur și simplu ții mâna deasupra aproape și încerci și simți dacă emană căldură. Asta a fost plimbărica pe munte. Acum am înțeles că lângă șosea ar mai fi o cascadă ceva sau un izvor. Mami, ce e aici? Cascadă sau izvoare? E un deal între noi, n-am auzit. Ce e aici? Cascada sau izvoarele? Deci ajungem la cascade, nu suntem. Ce râu e asta? Ce apă e asta? Nu scrie pe plăcuța aia? Încerc să mă uit să văd dacă... Deci, cred că suntem pe râu, în dreptul râului Slănic. Imediat, stați mai un pic.
Acolo sus era la 517 metri. Eram la 795 acolo. Oh, mamă, deci aproape 800 de metri. Ca altitudine, până acolo am urcat. Deci, în condiții în care eu n-am ajuns nici măcar în vârful Greci, din munții Măcin, care are 467 de metri, dacă nu mă înșel. Înseamnă că ceva te-a motivat azi. Da, tu. Și am urcat până la aproape 800 de metri. Foarte frumos. Acum o să încerc să identific păsări viețuitoare în râul Slănic. Se vede? Nu se vede nimic. Ce aici adâncuța ar trebui să vadă, dar... Poate scap asta. Să vezi după aia aventură, să mă o recuperez. Hai, poate totuși nu scap. Nu, nu se va, să știi. Bine, fără filtr pe GoPro, n-am cum să observ nimic. Hai, trebuie să luăm asfalt în la picioare.